validată cu un singur vot împotrivă nominalizarea domnului Marcel Boloș pentru Ministerul Digitalizării. Îi urăm succes domnului Boloș și are toată susținerea Partidului Național Liberal pentru a avea un mandat de succes într-un domeniu și un nou minister cu multe provocări în perioada următoare. A fost singura decizie astăzi importantă care trebuia comunicată și în spațiu public. Dacă sunt și alte întrebări în acest moment despre această decizie sau alte. Între timp vedem că partenerii noastre de la PSD la tot felul de atacuri. Da, vă întrerup o secundă, aș spune la început că nu cred așa ceva, pentru că aseară la coaliție a fost spus foarte clar că nu se va mai ataca, nu va fi niciun atac împotriva niciunui membru al Partidului Național Liberal din partea Partidului Social Democrat. Deci dați-mi voie să iau sub formă de rezervă ceea ce spuneți, pentru că eu nu cred că astăzi își permite cineva din Partidul Social Democrat să atace Partidul Național Liberal. Dar vă rog. Pot să rezerpticați. În condițiile în care te spus să alinge, citesc, la FNI, lupta potriva educației, în momentul de față, se derulează foarte bine și dobânzile, problema dobânzilor, dobânzile sunt pe negativ, susține dânsul. Iar domnul Ciolacu a umblat un atac la adresa domnului Virgil Popescu, la adresa prestației pe care acesta a avut-o pe vremea când conducea Ministerul Economiei, critică faptul că postul ministru la economie nu a pus în practică scheme eficiente de ajutor pentru IMM-uri. Repet, nu am văzut discuțiile. Nu cred că domnul Ciolacu, președinte Partidului Social Democrat, a atacat un ministru al Partidului Național Liberal astăzi. După ce aseară am avut o discuție clară în care am spus că nu atacăm pe nimeni. Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobânzi, inflație. Aș vrea să vă aduc aminte că nu am pomenit niciodată FMI sau recesiune. Orice economist, orice om care lucrează în piața financiară știe foarte bine că atunci când un ministru menționează FMI sau recesiune, asta înseamnă că deja s-a discutat în ministerul respectiv, s-a discutat deja cu instituții internaționale și despre FMI și despre recesiune. Eu de aceea nu am spus nimic niciodată, pentru că este un semnal îngrijorător din partea unui ministru să menționeze astfel de lucruri în spațiu public. Este o cutumă. Atunci când deja vorbești de recesiune, de exemplu, în piața financiară, se spune că deja suntem în recesiune. Deci eu vreau să cred, repede, nu am văzut declarație, vreau să cred că nu a fost făcută o declarație de la un minister atât de important și chiar de la ministru care să menționeze cele două lucruri, cele două, instituția FMI și recesiunea. Eu am spus doar că sunt îngrijorat de direcția în care mergem și nu doar eu, și românii. Inflata inflației este cu mult peste ținta pe care și-o a asumat-o Banca Centrală. Nu o spun eu, o spune Banca Centrală. O inflație de 8,2% la finalul anului trecut, o rată a inflației care eu cred că va crește în perioada următoare și s-ar putea să ajungă la 10%, este o rată a inflației foarte, foarte mare. În guvernarea pe care am condus-o și în guvernarea dinainte, deci de la guvernarea liberală, eu țin minte că rata inflației nu a fost cea mai mare din Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte că atunci când am preluat guvernarea, rata inflației era cea mai mare din Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte că dobânzile erau mari când am preluat guvernarea, ele au scăzut în guvernare. Mi-aduc aminte că ne-am împrumutat la dobânzi negative de două ori. O performanță pe care am făcut-o înaintea Marii Britanii, de exemplu. O țară cu o istorie financiară foarte mare. Și am reușit să facem acest lucru. Eu sper și vreau să cred că și acum se poate face așa ceva. E nevoie de ambiție, nevoie de cunoaștere, nevoie de curaj, dar poți să te împrumuți la dobânzi din ce în ce mai mici, poți să te împrumuți la dobânzi negative dacă dai piețelor financiare o perspectivă de încredere. Mesajul meu este unul foarte clar. În momentul în care încep să crească dobânzile, se pare că există o neînțelegere sau crește neîncrederea din partea instituțiilor care te finanțează. Deci eu nu aș lua foarte ușor faptul că inflația este mare în România, că dobânzile au crescut, pentru că o inflație mare, oricât am vrea noi să ne ascundem, înseamnă antrenarea cereri din partea angajaților de salarii mai mari, ceea ce este normal,
Vom vedea după aceea o creștere a dobânzilor, pentru că dobânzile real pozitive sunt cele care atrag investiții, nu cele real negative. Și nimeni nu vrea să țină bani sau să investească bani când are un randament negativ. Deci asta înseamnă că și dobânzile s-ar putea să crească și dacă, Doamne ferește, se duc peste 10% ca să fie real pozitive, chiar avem o problemă, pentru că o creștere a dobânzilor înseamnă și o frânare a economiei. De aceea am fost eu îngrijorat, de aceea am văzut că și agenția Fitch este îngrijorată, dar ca să nu mai fie nimeni îngrijorat, trebuie o perspectivă. Trebuie să vedem în ce direcție ducem această economie. Există o perspectivă de scădere a dobânzilor, care este ea? Există o perspectivă de scădere a inflației, care este ea? Și acestea vin, bineînțeles, de la instituțiile statului, ele sunt cele care dau direcția, dar și prin acțiune pe care le au aceștia. Dacă, de exemplu, și încă nu au fost publicate datele, dar să știți că dacă, de exemplu, în decembrie deficitul bugetar a crescut cu 2-3 puncte procentuale, când după 11 luni avem un deficit bugetar doar de 4, puțin peste 4%, asta arată că intrăm într-o nouă paradigmă. Într-o paradigmă în care folosim cheltuielile bugetare pentru a crește economia și nu investițiile și nu creșterea veniturilor. Lucrurile se pot face. Am demonstrat după guvernarea de 2017-2019 că poți să reduci taxe și să ai venituri mai mari la buget, poți să, să controlezi cheltuielile sociale, să crești investițiile, să ai creștere economică peste așteptări. Anul trecut vă aduc aminte că la începutul anului era estimată o creștere economică de 4%, terminăm cu mult peste. Veniturile bugetare mai mari cu 20 de miliarde. Deci se poate atunci când vrei, dar și când ai o înțelegere a economiei de piață și a modului în care funcționează economia. Vedeți, aici ne învârtim în jurul cozii. Eu am spus că putem să... Deci, ideea este următoare. Avem o lege a plafonului sau legea compensării care mergea până pentru noiembrie, pentru noiembrie și decembrie. Ce facem pentru ianuarie încolo? Dacă este legal, voi susține aplicarea acestei legi și pentru ianuarie. Vom vota orice amendament care este în spiritul și în legea Constituției și litera Constituției. Să știți că eu aici aș vrea să avem o discuție nu doar despre reglementare, pentru că nu rezolvă nicio problemă. Faptul că mergem și reglementăm prețurile revenind la o piață reglementată 6 luni de zile, un an de zile, nu rezolvă problema. Discuția este despre ce facem cu această piață, cum o dezvoltăm. Am propus și voi pune în continuare să avem un pact transpartidic prin care să ne asigurăm că în 2026 vom avea o securitate energetică a României. Ceea ce înseamnă să ne asigurăm că vom face investiții în acest domeniu, dar ceea ce înseamnă, bineînțeles, să știți că nimeni nu face investiții dacă ai o piață reglementată. Deci lucrurile astea trebuie să le luăm în calcul. Aceste soluții pe termen scurt sunt doar soluții pe termen scurt, ele nu rezolvă problema pe termen lung. Și după ce facem peste 6 luni de zile sau după un an de zile, când piața va trebui să ridicăm aceste reglementări și va trebui să revenim iarăși la piața liberalizată, prețurile sau structura pieței va fi la fel, prețurile vor crește în continuare și vom avea aceeași problemă. Eu sunt adeptul măsurilor serioase a reformei și de aceea, acum cu o coaliție care are 70% în Parlamentul României, chiar ne putem asuma reforme serioase. Chiar dacă ele, pe termen scurs, ar putea să însemne că nu sunt populare. Dar numai așa poți să faci reforme. Și eu mi-asum o reformă nepopulară dacă ea va avea rezultate bune pentru cetățenii în viitor. Dar în această coaliție despre care vorbim dumneavoastră, nu există nici război așa totuși, sau un război pacific, sau un război lege. Cum vreți să revenim oricum? Pentru că vedem atât de multe puteți atacă și spuneați să nu credeți că va ataca și nu o să o citesc. Întrebat despre ce se întâmplă în coaliție și despre toate criticile care zic, spune așa, haideți să depășim zona de declarații politice și de fanduri serii. Sunt fanduri serii acum sau problema adevărată? Astfel, declarații trebuie să întrebați pe cel care le-a făcut ce vrea să spună. Eu vă spun că în Partidul Național Liberal ne concentrăm pe lucruri serioase.
Le-am promis românilor că nu vom introduce taxe și nu vom introduce taxe, nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus partenerilor internaționali atunci când am negociat PNRR-ul, aceasta este forma finală, toată lumea s-a uitat acolo, am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vom reveni asupra lui și atunci când am făcut această coaliție, am intrat în coaliție că nu vom reveni asupra PNRR-ului pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR-ului. Asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de miliarde de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. PNRR-ul a fost negociat, a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate și ați văzut și calificativele pe care a primit acest PNRR. Nu, Partidul Național Liberal rămâne concentrat pe reforme mari, reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici, pe teme mici, declarații belicoase în spațiul public. Ne interesează reforma pensiilor, toate pensiile să fie trecute pe sistemul de contributivitate și să fie sustenabile, să nu avem probleme în 2030 de plata pensiilor, de exemplu. Ne interesează reforma salarizării. Toate veniturile în sectorul bugetar să fie legate de performanță. În continuare este un lucru care ne interesează. Reforma administrației publice. Iarăși este un lucru important. Și bineînțeles, România Educată, implementarea acestui program România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială. Avem majoritatea, putem să facem aceste lucruri, reforme importante care să împingă România în viitor. Da, sunt nepopulare pe termen scurt. Dar Partidul Național Liberal niciodată nu a dat înapoi, nu a fugit de responsabilități majore, chiar dacă asta însemna pe termen scurt să nu fim populari.